Bună ziua, dragi telespectatori! Bine ați revenit la canalul de pe YouTube al lui Metin Cerchez, la o cafea care, nu e așa, ne face să gândim. Vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă la ora actuală în Statele Unite ale Americii și nu numai. Practic, este o revoluție antisistem. Totul a pornit de la a nu știu cât crimă a poliției din Statele Unite ale Americii, o crimă îndreptată împotriva negrilor întotdeauna. Patru polițiști au ucis un negru. De aici a urmat o revoltă antisistem, practic. Oamenii erau și așa supărați, își dăduseră seama de minciuna cu coronavirus. Au ieșit pe străzi în mai multe state din SUA. Și iată unde s-a ajuns. Spuneam eu în urmă cu două luni că în urma acestui coronavirus va urma anarhie dacă nu va fi rezolvată această minciună. Lumea nu mai poate fi păcălită la infinit, corupție există și acolo, poate din această cauză sunt și mai mulți morți, în timp ce în statele sărace, vedeți și dumneavoastră, fundația Bill Gates și Melinda nu pot fura din banii oamenilor, ei acolo doar îi folosesc pe oameni ca și cobai. Același lucru se întâmplă și în România și în toate țările din Uniunea Europeană. Băncile vor acum să arunce 750 de miliarde numai în Uniunea Europeană, bani cu camătă pe care îi vor plăti popoarele, inclusiv poporul român, nu îi va plăti Iohannis sau PNL. Ei vor lua acești bani, aceste miliarde de euro, 33, număr masonic, grad masonic 33, atâta este suma, 33 de miliarde pe care o primește România. Călin Georgescu, masonul, șeful clubului de la Roma, dă interviuri la televiziunea 33, televiziune iarăși a masonilor, bine, televiziuni care toate din România sunt practic al unor masoni, toți membrii sau informatori ai serviciilor secrete, fie că-i SRI, fie că-i SIE, sau practic sclave ai unor servicii secrete din afara țării, Mossad, KGB, FSB, SIA sau neapărat probabil Iohannis al serviciului secret din Germania, sclavului Merkel, pentru că nu e așa, îi trimite pe români să muncească ca sclavi în Germania. Vedeți și dumneavoastră economia din România, încă se ambiționează PNL-ul să nu o repornească. De ieri abia s-a dat undă verde să se ducă amărâtul la plajă și cu prosopul, vezi, Doamne, ce bine ne-a făcut, pentru că trebuia să mergem toți pe plajă să închiriem acele șezlonguri cu 60 de lei bucata de la antreprenorii, toți pe litoralul românesc aparținând PNL. Dar dumneavoastră decideți până la urmă ce veți face. Repet și am să o repet la infinit, această emisiune vrea să fie un manifest pentru adevăr, drept pentru care vreau să facem un sondaj de opinie și să ne trimiteți în comentarii pe care să le vadă și cei de la YouTube și cei din serviciile secrete și informatorii de drept comun, ca să le zic așa, turnătorii de ieri și de azi, care mă raportează un sondaj de opinie care să demonstreze că în proporție de 90% populația atât a României cât și a planetei deja nu crede în pericolul acestui coronavirus, în fapt un virus, într-adevăr, ca orice virus trebuie să te protejezi, chiar dacă era gripă trebuia să te protejezi. Știți bine că anul trecut au murit 200 declarați care au murit în România de gripă. Când copilul are pojar, rujeolă, nu-l duci la școală, normal, deci trebuie să-ți iei niște măsuri. Dar să nu ne prostească cu aceste morți, practic morți din alte cauze, 90%, 80% au fost din alte cauze și dacă scădem din 1000-1200 cât sunt acum în România, înseamnă că doar vreo 200-300 au murit practic de așa zis COVID, cu toate că nu știm cum arată o autopsie a unui decedat de COVID, să ne spună specialiștii ăștia care apar pe la televizor, Arafat și Rafila și străinul Cercel și mai toți, uite domne, asta este o autopsie, așa arată coronavirusul care ucide, acesta este un deces în urma unei autopsii din cauza COVID. Nimeni nu știe, fiecare își dă cu părerea, fiecare se crede mai deștept,
drept pentru care nu câștigă decât fundațiile care finanțează Organizația Mondială a Sănătății. Fundația Bill Gates și Melinda Bill Gates sunt pe locul 3 la banii pe care îi bagă, pentru că îi vor scoate pe partea cealaltă parandărât, metoda subveică, prin vaccin. Întotdeauna cel care va scoate vaccinul va câștiga miliarde. Întâi aruncă Ebola, Sida și toate aceste boli ale secolului și întotdeauna cineva vine și câștigă miliarde de euro. Deci trebuie pentru care facem un sondaj de opinie, dacă aveți rude, prieteni, vecini, care știți sigur că în urma unei autopsii au murit de COVID, dacă au murit de leucemie, de cancer, de accident de circulație și au fost trecuți la COVID, s-au primit bani, vă rog, cu nume și prenume, să-i demascăm pe acești maimuțoi care practic și-au bătut joc și în numele lor ne-au îmbolnăvit, în numele acestei minciuni ne-au îmbolnăvit de, știu eu, diabet, de depresie, de boli psihice, pentru că ce va urma cu purtarea acestei măști va fi un val de boli, de boli respiratorii, de astm, vor apărea exeme pe față, așa cum le-au apărut medicilor, cadrelor medicale care au purtat aceste măști la infinit. Nimeni nu spune practic că acesta este mor de coronavirus. De ce? Pentru că se vor primi mulți bani de la Uniunea Europeană ca o mită, pentru că ai avut, vezi, Doamne, bolnav de coronavirus, medicii trebuie neapărat să treacă că au avut în grijă un coronavirus pentru a lua această primă de 500 de euro. În fapt, până la urmă, în loc să fie o recunoaștere, este o mită, o mită dată în numele nostru. Școala devine online și copiii, mai ales cei săraci din zonele defavorizate, neavând tablete, neavând practic, n-au putut să fie ascultați la ore, să fie învățați de învățătoare, de profesori, vedeți și dumneavoastră că acest an școlar va fi o gaură în bagajul de cunoștințe a acestor copii. Dacă va veni la examenul de bacalaureat sau la examenul de capacitate, se va da un subiect din această perioadă, rezultatele vor fi slabe. Și atunci când ai copii slab pregătiți, o generație slab pregătită, va fi foarte ușor ca mafia care va conduce România să profite din nou, așa cum profită de 30 de ani. Vedeți și dumneavoastră, Călin Georgescu, cel care a fost membru în 3 guverne, a fost la Ministerul Mediului, nu a făcut nimic la vremea respectivă pentru a stopa tăierea pădurilor. Dimpotrivă, a luat bani, a luat salariu ca membru al guvernului la Ministerul Mediului. A fost la Ministerul Afacerilor de Externe, sunt în poze cu Dăianu, ofițer acoperit în sistemul bancar, ofițer DIE și ulterior SIE. Ei bine, acest Călin Georgescu, care nu a făcut nimic pentru românii trimiși ca sclav în Uniunea Europeană, de care Uniunea Europeană își bate joc, pentru că românii primesc salarii mult mai mici, în timp ce un român primește 1200, 1300 de euro, 800 de euro la abatoare, cei din Germania, englezii, primesc 4.000 de euro, 3.000 de euro, 5.000 de euro. De ce, dacă toți suntem Uniunea Europeană, suntem membri ai Uniunii Europene, să nu primim aceleași salarii? De ce europarlamentarii români care și-au zeci de mii de euro, indiferent de partidele din care fac parte, nu fac nimic pentru românii care sunt tratați ca sclavi în afara țării? Dar dumneavoastră decideți. Mergând mai departe, de ce întotdeauna se repetă, ați văzut ce șmecheri sunt acești masoni ai ocultei mondiale, care repetă distanțare socială, nu? Dragilor membri ai ocultei mondiale, vă rugăm frumos să folosiți de acum distanțare fizică. Pentru că distanțarea socială nu e așa, vrea să ne facă să ne îndepărtăm, să nu mai socializăm, să nu ne mai îmbrățișăm, rude, prieteni, colegi de muncă, nu vor mai fi colegii la școală, unul lângă celălalt, învățând online, va interveni o sălbăticie. Din punct de vedere psihologic, vă dați seama că toate acestea vor avea repercusiuni asupra intelectului, asupra formării ca persoană, ca om al viitorului, al fiecărui copil, al fiecărui elev, al fiecărui student. Nu mai vrem să auzim de distanțare socială, nu mai vrem să auzim că nimic nu va mai fi ca înainte, pentru că, duceți-vă aminte, George Bush, după atentatele din 11 septembrie, repeta mereu ca un papagal la infinit pentru a ne intra în cap
că nimic nu va mai fi înainte, ca înainte. Într-adevăr, nu mai a fost ca înainte. De ce? A urmat o cursă a înarmărilor, un război împotriva teroriștilor, dar de fapt au intrat în Irak și în Libia și au luat petrolul din acea țară. S-a creat ISIS-ul cu ajutorul lor, pentru că, hai să fim serioși, dacă doreau să termine ISIS-ul, era vorba de NATO, de zeci de state, de Statele Unite ale Americii, Israel, tehnică militară deosebită, Turcia, da? Zeci de mii, milioane poate de soldați. Păi da, intrau peste cei din ISIS și în două săptămâni nu rămânea nimic din ei. Dar s-a dorit ca în psihoza populației, prin mass media, să se creeze acea teamă de terorism. De ce? Urmau miliarde de euro care să le intre în bani în armată, pentru că totuși acele bombe le face o firmă privată, nu le face statul, da? Trebuia să câștige o firmă care produce echipament militar, care produce camere de luat, toate sunt făcute în Israel, aceste camere pe care le vedeți, trebuia să le vândă. Și dacă populația era speriată cu terorismul, că nimic nu va mai fi înainte, se luau bani de la impozite și taxe din toate țările și se dădeau către aceste state practic militare și iată ce se întâmplă și la ora actuală, profitând de această minciună coronavirus, atât în România cât și în alte țări, au ieșit militari, au ieșit polițiști pe stradă. Mergând mai departe, în numele COVID, știți că s-au eliminat licitațiile, asta a vrut șefa Uniunii Europene, s-a dat drumul la furat, nu mai e doamna Chioveși ca să-i ancheteze echipurile pe toți din Uniunea Europeană că se fură, și nici mai mult, nici mai puțin, la metro, ministrul Bode al PNL-ului a dat 16 milioane, am înțeles, pentru terminarea lucrărilor fără licitație, dacă făcea PSD-ul lucrul ăsta, deja dosarul era la DNA. Nu se întâmplă nimic, v-am arătat firma aceea, Rom Wine & Coffee din Giurgiu, care vinde, a pus mâna pe un contract de 18 milioane de euro pentru a vinde către amărâții de români măști cu 22 de lei bucata FFP2 și cu 32 de lei bucata FFP3. Nu ne luați de proști, pentru că acum e clar, dacă îi acuzați până mai ieri pe cei din PSD că făceau acest lucru, iată ce face PNL-ul. Mergând mai departe, CSAT-ul, profitând de această minciună numită coronavirus, nici mai mult, nici mai puțin ieri, a trecut pe ordinea de zi, că vezi, Doamne, am ajuns la un stadiu de alertă maximă, corupția este în floare și trebuie neapărat să se înregistreze ca pe vremuri, ca pe timpul securității, ulterior ca pe timpul lui Băsescu, să fim toți înregistrați. Știți bine că mulți profitau de acel 11 septembrie pe care vi l-am amintit, și erau urmăriți toți, în România au fost zeci, sute de mii de interceptări, dar n-a fost prins niciun terorist. Dumneavoastră ați văzut un terorism în urma acelor interceptări ale SRI, ale DICOT, ale DNA? Păi pentru ce ați cheltuit banii românilor? Să nu uităm că războiul din Afganistan nu e altceva decât un război pentru droguri, pentru opium, că Afganistanul este pe primul loc în tranzacțiile de opium, de droguri. Și din această cauză au murit 30 ceva de tineri români acolo, din păcate pentru un război al drogurilor, pentru că altceva nu există în Afganistan. Dar minciuna coronavirus continuă, suntem îndobitociți la toate televiziunile ocultei mondiale, indiferent că e TVR, că e Realitatea, România TV, Digi, televiziunea masonică cu culoare albastră, B1 sau mai știu eu care altă televiziune privată, în spatele lor sunt patroni, toți cercetați penal, începând cu Gușă, începând cu Sebastian Ghiță, cu frații Păunescu care au de la B1, care au devalizat Bancorexul și au fost cu 10 miliarde de dolari și au fost scăpați de Traian Băsescu. Deci toate aceste televiziuni, în fapt, nu fac altceva decât să vă dezinformeze, pentru că ele sunt legate cu un ombilic de către serviciile secrete, de către DNA și de către puterea care e la vremea respectivă și Antena 3, să nu uităm, cu Dan Voiculescu, care are dat la stat, la poporului român 70 de milioane de euro, dar ANAF nu se ia de el, se ia de bătrâna care vinde pătrunjel în colțul străzii și iată
că aceste televiziuni fac slujbi în fața puterii, oricare ar fi, bineînțeles o putere masonică, bineînțeles controlată de serviciile secrete, SRI-ul condus de neromânul Eduard Helving, cel venit de la partidul PC al Dan Voiculescu, dovedit securist, și transferat în echipa PNL Iohannis, Iohannis marele șef USL, adică PSD plus PNL Lov. Când fura împreună cu PSD era bine, Iohannis era atunci foarte fericit. În clipa în care acum este doar în PNL, PSD-ul e format numai din mafioți. Când furau împreună, nu mai erau mafioți. Mergând mai departe, unde sunt dosarele lui Gheorghe Fluturi, cel care practic este stăpânul la Suceava acestei mafii, a fost la PDL, omul lui Traian Băsescu, mare mason și el, care a fost internat pe un singur etaj în spitalul de la Suceava, Spitalul Morții, unde au fost infestați și medici și cadre medicale, din păcate, nu numai oamenii de rând. Și acest Gheorghe Fluturi a fost trecut stând singur pe un etaj, atenție, ca medic, deși omul nu este niciun fel de medic decât un infractor de drept comun. Unde este dosarul lui Virgil Chițac, un dosar în rem pentru, vezi Doamne, că i-a infestat pe alți concetățeni, cum să fie în rem când se știe că tu, Virgil Chițac, ai făcut asta, el a venit de la NATO, i-a infestat și pe ea, pe urmă s-a întâlnit cu câteva femei de 8 martie, s-a dus fără să respecte nicio normă de siguranță, culmea dată de către șefii lui din PNL, în plină stare de urgență, știți bine, dar dosarul este în rem. În rem înseamnă fapte și nu persoane. Păi când știm că e Virgil Chițac, mare candidat la PNL, fost profesor al lui Radu Mazăre, da? Și vrea să candideze primar la Constanța, stăm și ne întrebăm unde este adevărul, ce fac organele de anchetă. Bineînțeles că nu fac nimic. Să nu uităm că toți acești oameni care acum conduc USR-ul, Dan Barna, Dragoș Pâslaru, au făcut afaceri cu PSD-ul de zeci sute de milioane de euro. Să nu uităm că Rareș Bogdan la fel a făcut afaceri de sute de milioane cu statul, cu PSD-ul, acum e mare membru PNL, tatălui șef PSD la Ocna Mureș, mare director la uzina de sodă caustică pe care a devalizat-o, au terminat-o. Asta e puterea în România de 30 de ani, că s-a numit FSN, FDSN, PDSR, PSD, PDL, PNL, PLM până la urmă, PMP, dumneavoastră îi votați. Acum îți voi vota pe Călin Georgescu, care e mare patriot, vezi Doamne, dar el este omul lui Mugurii Sărescu, mare maestru mason venerabil, cel care în fapt conduce atât masoneria, dar cât și starea aceasta în care ne-au băgat guvernanții. A murit vreun șef de stat între timp de coronavirus? N-am auzit. A murit vreun șef mare mason, vreun șef de bancă? Doar amărâții, doar pensionarii mor? Să ne reîntâlnim cu bine!